Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscopul pentru finanțe și carieră, dragii mei, din zodia Pești cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie și pentru voi luna septembrie 2021, bineînțeles, când vine vorba despre aceste aspecte. Și vom vedea pe prima coloană, pe primul rând, care este situația voastră actuală, care este energia în care vă scăldați voi, fie că realizați lucrul acesta, fie că nu. Pe rândul din mijloc vom vedea care sunt provocările voastre pentru luna septembrie și pe rândul al treilea vom vedea care sunt sfaturile, șoaptele din partea spiritului. Și haideți să vedem what's the current situation, dear spirit, what my Pisces, what's the current situation. Adjustments are required. Iacătă, este nevoie de niște ajustări. Este nevoie să mai umblați pe aici, pe acolo, la butoanele de reglaj când vine vorba despre poate finanțele voastre sau poate despre ceea ce credeți voi despre finanțe. O să vedem noi cum se lămurește, dar sunteți ca și energie, da, într-o perioadă de reglaje fine, de ajustări. Haideți să vedem what's their challenge, dear spirit. Ia să vedem. Provocarea voastră este believe in the impossible, necredincioșii zodiacului aici sunt. Crede în imposibil. Asta este provocarea ta. De ce nu crezi? De ce etichetezi anumite lucruri ca fiind imposibile? Pentru că așa te limitezi. N-are cum să se întâmple lucrul acesta. N-am cum să ajung eu acolo. Simt imposibil. Crede în imposibil. O mare provocare pentru dragii pești în luna septembrie, când vine vorba de finanțe și carieră, că despre asta vorbim. Și haideți să vedem care este sfatul din partea Universului. What's your advice, dear spirit? Ia să vedem. Ia să vedem despre ce este vorba. Balance spirituality with practicality, să echilibrezi partea spirituală cu partea practică. Pentru că știm noi cum e treaba cu peștii când se duc în lumea lor și nu mai coboară de acolo, când se afundă în 3D, și sufletul lor are de suferit și spune, e foarte important în această lună să echilibrezi partea spirituală cu partea practică a lucrurilor. Hai să mergem mai departe și să vedem. Iată-te la rădăcina primului pachet de tarot, este cartea lunii și aici se numește Shadow, umbrele tale, să stai de vorbă cu fricile din tine, să stai de vorbă cu acele părți din tine care nu cred în imposibil, care nu cred în imposibil, care etichetează niște lucruri doar așa ca să te țină pe tine poate într-o anumită situație sau poate la un anumit nivel. Stai de vorbă cu acea parte din tine și întreabă de ce, ce apără, ce vrea anume, cum vrea să te protejeze făcând lucrul acesta. E important. Și hai să vedem. Ups, și așa, wow, nici n-am apucat să dau bine din mâini și ia că pe energia voastră este asul de săbii. Aici se numește triumphant success, da? Un succes de ăsta răsunător, să-i spunem. Asul de săbii vorbește despre vești pe care le veți primi unii dintre voi. Tot asul de săbii vorbește despre poate o comunicare sau poate chiar și această veste care va clarifica ceva ce voi încă nu vedeți. Da? Va scoate acea ceață, acești nori, toate ei sunt violeți aici, din atmosfera voastră, ca voi să vedeți lucrurile foarte, foarte clar. Haideți să vedem what's the... ok, hai să luăm, mamă, se grăbesc. Foundations and achievements, iată, este acel 4 de bâte. Și aici vorbește de lucruri concrete. Și acum, da, îmi arată cartea asta cu luna plină în pești. Ca și provocarea voastră, pentru unii dintre voi, nu știu la care neapărat legătură cu familia, dar este, îmi spune așa, de lucruri concrete. Provocarea voastră este să faceți lucruri concrete. Sunteți foarte buni la visare, sunteți foarte buni la a construi în plan mental, dar provocarea voastră este să faceți lucrurile aici, concret, 3D, da? Asta este iar una din provocările voastre. What's your advice, dear spirit? Ia să vedem. Harmony, iată cartea armoniei pe cartea de balance, de echilibru. Clar este nevoie de armonie, clar este nevoie de echilibru, de a restabili aceste chestii, pentru că în momentul în care restabilești echilibru și armonia în interiorul tău se reflectă, da, și în exteriorul tău, și în finanțele tale, și în cariera ta și așa mai departe. Bineînțeles că această carte a îndrăgostiților mai vorbește și despre a lua hotărâri din inimă, din iubire. Pentru unii dintre voi, mi se mai spune o chestie ca și provocare, este ceva legat de familie. Nu știu dacă nu vă dați voie să mergeți mai departe pentru că
mama, tata, unchiul, mătușa, copilul, nevasta, soțul și așa mai departe. E ceva legat de familie care cumva vă ține într-o structură rigidă, mi-arată acel 4. Haideți să vedem what the current situation is, spirit. Doiul de monede veți avea de ales, mi se spune foarte clar în luna septembrie, pe care ușă să intru, pe care să o aleg de data aceasta, să aleg ușa spiritului, da? Să aleg ușa iubirii, să aleg ușa părții materiale și așa mai departe. Veți avea de ales. Ce mai vedem cu doiul de monede aici? Vedem faptul că unii dintre voi, dragii mei, poate lucrați prea mult, da? Și aici sunt acei pești care sunt foarte băgați acolo în 3 de muncă, 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 da? Sunteți foarte băgați acolo și chestia asta vă obosește, da? Vă trage, vă suge foarte multă energie, să-i spunem așa, este nevoia aceea de a crea un echilibru. Musai, musa să rămână acolo pe zona aceea de echilibru, nici nu mai știu cum să fac. Și fac, și fac, și fac, și dreg, și este obositor, da? Mi se spune că da, e nevoie și de cauză. Este nevoie și de oarecare pauză pentru unii dintre voi. Asta este energia în care sunteți, să ne înțelegem. What's the challenge, dear spirit? Ia să vedem despre ce este vorba. Provocarea voastră, iată-te, doiul de cupe. Provocarea voastră este în felul următor. Să găsiți, și foarte interesant mesajul care vine, să credeți în imposibil și să găsiți, oh my God, oh my God, oh my God, ce vine, să găsiți familia voastră spirituală, să găsiți like-minded people. Asta este familia voastră spirituală, da? Vedem familia și vedem persoanele care gândesc la fel, pe aceeași lungime de undă. Chestii pe care unii dintre voi credeți că nu o veți găsi niciodată. Vă credeți abandonați, vă simțiți abandonați și așa mai departe. Nu! Înțelegeți că veți găsi acele persoane, veți găsi acea familie spirituală și asta vă va aduce pe voi în armonie. Și v-am spus, această armonie se va răsfrânge, da, asupra tuturor aspectelor vieții voastre. Ok, what's your advice, dear spirit? What is your advice, dear spirit, when it comes to finances and career? Iată-te, asul de monede, da? Apare ceva probabil în colaborare cu o persoană. Nu știu dacă faceți chestia asta cu cineva din familie, habar n-am, pentru unii dintre voi, dar vedem, da? Două mâini, două persoane, două persoane. Este vorba despre o colaborare care va duce la prosperitate. Prosperity begins. Apare această, dar îmi arată două persoane. Inclusiv mi arată peștii aceia de pe o lună. Sunt două persoane. Adică voi și încă o persoană, logic, da? Care veți face ceva să crească. Și o chestie pe care n-ați fi crezut-o vreodată, dar e o persoană cu care vă conectați extraordinar de bine, extraordinar de bine. Și poate veți începe ceva nou, poate vi se dă ocazia să începeți ceva nou la care nici măcar nu ați visat. Nici măcar nu ați visat. Iată-te, da? Financial and material changes, schimbări pe partea financiară și materială se arată. Foarte, foarte interesant. Dar, repet, e vorba de două persoane, mi-o spune foarte clar. The Wheel of Fortune, roata norocului, iată-te. Această energie vine către voi, dragii mei, în luna septembrie. Ceva vrea să se schimbe, ceva vrea să se transforme acolo. Și este un duo, poate fi pentru unii dintre voi și în cuplu toată povestea asta, nu știu, dar este ceva extraordinar. Veți realiza ceva extraordinar. Male and female mă arată, nu știu de ce. Femininul și masculinul pot realiza ceva foarte, foarte. E o citire deosebită pentru voi. Cred că v-ați dat seama de lucrul acesta. Foarte interesant. Pare o misiune spirituală din ceea ce simt eu aici. Hai să vedem. What's the current situation, dear spirit, from Pisces when it comes to finances and career? Și dacă nu vedeți lucrurile astea foarte clar, le veți vedea. Da? Este o veste, este o șansă, o chestie care vine către voi și o să vă arate lucrul acesta. The Four of Wands, iată-te, 4 de bâte. Iar vorbim despre structură în energia voastră. Veți avea, e o chestie pe care nu o simțiți, veți avea ceva de sărbătorit. La 4 de bâte vorbește despre sărbătorire, vorbește despre cer, da, sărbătorie. Nu vreau să folosesc un cuvânt, clar nu mi-ar fi ieșit, chiar mă împiedicam pe aici. Veți sărbători ceva, nu vedeți lucrul ăsta. Eu asta vă zic, asta mi se arată, nu vedeți deocamdată lucrul acesta. Dar este acea veste, este acea lămurire, este acea ceva care vine către voi, care duce la această sărbătorire, duce la această, oh my God, stare de pace, de împlinire, de mulțumire și este ceva stabil, da?
simt că se creează ceva totuși stabil, este în câmpul vostru energetic. What's their challenge, dear spirit? What is their challenge for my Pisces? Ia să vedem despre ce este vorba. Provocarea voastră este pe parte logică. Este cavalerul de monede și regele de monede pe parte de provocare. Provocarea voastră este să fiți calculați, este să vă faceți planuri. Ia câte la acest cavaler de monede, el își face planul să vadă unde îmi pun bănuțul, unde îmi fac aia. De-aia este foarte practic, foarte meticulos, foarte atent la detalii, ceea ce peștișorii nu prea fac lucrul acesta, da? Asta este provocarea voastră. Puneți planul în luna septembrie, puneți pe hârtie, de acolo, acolo, și am să fac asta și fac asta și fac asta, măcar ca și joacă, mi se spune, dar faceți lucrul acesta, da? Ca și provocare, fiți mai grounded, mai împământați așa, mai logici, mai pragmatici. Iată o provocare din nou interesantă. Mergem mai departe. Hai să vedem și aici. What's your advice, dear spirit, for my Pisces? Ia să vedem. Ia câtă passion. Passion, da? Pasiune, că fără pasiune nu se poate. Patience, vreau să spun, răbdare și planificare. Din nou, răbdare și planificare, pentru că ceva se va pune, sămânța asta se va pune și va rodi și va duce la prosperitate. Dar îți spune, nu-ți pierde răbdarea, nu-ți pierde încrederea, nu-ți pierde pasiunea. Stai și ai grijă de ceea ce vei planta aici în luna septembrie și te va duce la prosperitate, fără doar și poate. Ulala! Și avem 9 de monede la rădăcina celui de-al treilea pachet de tarot și 9 de monede pentru unii dintre voi vorbește de antreprenoriat. Faptul că vi se va da ocazia în această lună să faceți ceva pentru voi, să faceți ceva pe cont propriu. Dar, repet, este ori în cuplu, ori voi și încă o persoană. E clar mesajul acesta, mi-l subliniază, îl blincă e acolo. Și asta va duce la împlinire. Vorbim de aici, vorbim despre satisfacție majoră, materială, vorbim despre luxury, da? Despre lux și așa mai departe, chestii pe care unii dintre voi vi le doriți. What's their current situation, dear spirit, for my Pisces when it comes to finances and career? Hop și așa, ia să vedem despre ce este vorba. Dar cum să nu? Și ia că The Knight of Cups, cavalerul de cupe, vine cu o ofertă și este asul de monede. Noi începuturi. S-ar putea pentru unii dintre voi să fie tot cu cineva în zodie de apă sau cu ascendent Venus, Lună, nodul nord în zodie de apă. Nu e obligatoriu, dar vedem acest cavaler care vine cu ofertă și vine cu acest nou început. Asul de monede îl vedem încă o dată în energia voastră. Vine cu această ofertă de plantare, de sămânță, să spunem, pentru aceste noi începuturi foarte, foarte frumoase. Este în energia voastră, ați creat lucrul acesta. Acum este nevoie de concret, de practic. What's the challenge, dear spirit, for my Pisces? Ia să vedem, ia să vedem. The Wheel of Fortune. Crede în noroc, crede în imposibil. Crede că lucrurile se pot întoarce în viața ta, se pot suci și poți ajunge nu sus, foarte sus. Despre asta vorbim. Aici este provocarea ta. Crede în lucrul acesta, că unii dintre voi credeți că e utopie, SF și așa mai departe. Nu! Readuți acea încredere. Oh my God! What's your advice, dear spirit? What's your advice? Ia să vedem. Și avem the Three of Wands. Treiul de bâte pe partea sfatului din partea universului și îți spune în felul următor. Fă-ți planuri de viitor. Nu mai amâna să faci lucrul acesta. Fă-ți planuri de viitor. Nu te mai uita în spate. Da? Să nu mai ai tendința să spui, dar lasă că nu acum. Lasă tura viitoare. Nu iau oferta asta. Că poate apare ceva mai bun. Că poate apare și spune nu, asta este foarte bună, asta cu persoana asta și repet din nou mi-arată două, da? Cu persoana asta este cea mai bună ofertă pe care o poți avea pentru că te va duce acolo foarte, foarte sus și foarte, foarte repede din ceea ce mi se transmite. Haideți să vedem mai departe. What's the current situation for my Pisces? Ia să vedem, ia să vedem. Amânarea, ia ce v-am spus, nu mai amânați, că asta este tendința voastră, visez aici la chestia asta colorată, visez frumos și vreau să fiu acolo și ți se dă ocazia să te duci acolo, lasă tura viitoare, lasă că poate, nu mai amâna, ești în această stare de amânare. Bun, haideți să vedem what's your challenge, dear spirit, what is the challenge? Curajul, provocarea voastră este curajul.
curajul de a face acest lucru, curajul de a bate palma, curajul de a merge poate pe cont propriu, de ce nu? Curajul, pentru că îți spune, vei ajunge să strălucești, vei ajunge să radiezi, dar, din nou, provocare, curajul, ai încredere în tine, ai curaj să faci lucrul acesta. And what's your advice? Ia să vedem, listen, ghidarea. Ascultă ghidarea, sfatul Universului spune, ascultă ghidarea, ascultă ceea ce vine către tine, ascultă vocea sufletului tău că te va duce către lumină. Nu mai amâna, nu te mai atât suci pe o parte și pe alta, just do it. Dar crede că vei întâlni persoanele potrivite, crede că există familia ta stelară, familia de suflet. Hai să nu o ducem prea sus, că o să arunce mai cu pietre în mine. Și să arunce. Asta e, construiesc un Castel Dubai. Crede în toate lucrurile acestea pentru că vedem, se întâmplă și te pot duce la niște chestii foarte, foarte, foarte frumoase. Hai să vedem și de aici, what's the current situation, dear spirit, what's the current situation for the Pisces. Și ce avem? Restlessness, yeah, dar cum, Doamne, iartă-mă, iartă, vedem această neliniște, da? Există această neliniște în sufletul vostru pentru că sufletul vostru vrea aici, sufletul vostru vrea această imagine frumos colorată, frumos pictată, pentru că aia este dorința și faptul că tu tot amâni și tot amâni și tot nu crezi și așa mai departe, provoacă această neliniște, da? În sufletul tău și probabil în mintea ta, de ce nu? What's the challenge? Ia să vedem. What is the challenge, dear spirit? What is the challenge? Nu știu dacă pentru unii dintre voi, sau mă rog, unii dintre voi aveți legătură cu vindecare sau nu, dar îmi arată caduceul acela și mă duce cu gândul la vindecare. Pentru alții dintre voi, pentru că avem pe Mercur aici, este ceva legat de comunicare. Poate comunicare cu vindecare, vindecare, comunicare, nu știu, îmbinați-le voi cum vreți, dar asta îmi arată, asta vreau să spun. Bun, inspiration, iată-te, oh my God, provocare, pe provocare și este Mercur în pești și îți spune în felul următor, o altă provocare a ta în luna septembrie este să asculți divinitatea, pentru că este comunicare din partea spiritului, da? Cu Mercur în pești, divinitatea, sinele tău vrea să comunice cu tine, să-ți spună în primul rând să ai curajul, da? Să mergi mai departe, chiar dacă tu nu crezi în lucrul acesta, este o comunicare importantă, vei fi ghidat, ascultă, 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 vei primi niște mesaje extrem de importante. Și haideți să vedem, what's your advice, dear spirit, for my Pisces when it comes to finances and career? Of, Doamne, Doamne, Doamne. Și avem în felul următor, flattery. Îți spune în felul următor sfatul Universului să faci, să fii autentic. Da? Să fii autentic în primul și în primul rând, să nu mai simți nevoia să mimimi și să mumumu și să faci lucrurile pentru că mimimi și pentru că mumumu, să fie bine pentru toată lumea, mai puțin pentru tine. Mă scuzați, veți avea o scamă în jumătate de oră, dați-mi voie să curățați chestii de genul ăsta. Să nu faceți lucrul acesta și nici să nu vă lăsați impresionați de așa ceva. Să nu vă lăsați impresionați, să nu vi se urce ego, nu știu pe unde, când vine lumea cu... Important mesaj. Bun. Hai să mergem mai departe și să vedem Cupid Deck. What's the current situation, dear spirit, for September? Oh my Pisces. Ia să vedem despre ce este vorba. The Thief. Ia, aveți voi grijă pentru că acum ocuplează cu această carte. Pe situația voastră actuală, pe energia voastră, vedeți că este cineva care vă mimimi, mumumu, s-ar putea să fie la locul de muncă, ia câtă cartea ocupației, care vine și pe aici, pe acolo și este o persoană care nu e tocmai ok. Ia vedeți voi cine vă lingușește în halul acesta că s-ar putea să fie nevoie să curățați atmosfera. Mare atenție mare. Haideți să vedem what's their challenge, dear spirit. Ia să vedem the main female, iată femeia principală. Nu știu, și acum ca și provocare, dar în primul rând spune în felul următor. Maturitate, îmi dă cuvântul maturitate, da? Să intrați în atitudinea acestei femei, da, principale și să aveți maturitatea necesară de a alege, de a vă alege pe voi. Asta este una la mână. Doi la mână, se pare că unii dintre voi aveți ca provocare o figură autoritară feminină. Poate să fie mama, mătușa, bunica și așa mai departe, nu contează, șefa. Cine știe, da? O persoană care vă influențează într-un fel sau altul. S-ar putea să fie asta cu mimimi, mumumu. Și să vă fie teamă să plecați sau jenă, să plecați de la locul acela de muncă sau să faceți ceva pentru voi din cauza acestei persoane. Și haideți să vedem what's your advice, dear spirit for my Pisces.
Ia să vedem, deu, ce avem noi aici. Și avem în felul următor, iată, sfatul Journey, cartea călătoriei și cartea bărbatului principal. Și spune în felul următor, da, poate să te îndeamnă spiritul să pleci în această călătorie cu acest individ, că tot am văzut acolo, sunt 2, 2, 2, 2. Poate faceți ceva împreună, cine știe, luați-vă soțul de mânuță, partenerul și așa mai departe și faceți ceva pentru voi. Mergeți în această călătorie pentru că ceea ce veți sădi împreună va duce la un rezultat fantastic. Nu mă credeți pe mine, credeți spiritul, că eu sunt aici doar un amplificator, atât. Foarte, foarte frumos. Haideți să vedem și de aici ce alte mesaje vor să mai vină pentru voi, dragii mei peștișori. What else do they need to know, dear spirit, when it comes to finances and career? Angel of Balance. Iată, îngerul echilibrului este alături de voi și îți spune, fă tot posibilul să echilibrezi ceva. Da, sunt acele ajustări despre care vorbeam la început, să echilibrezi partea spirituală cu partea fizică, materială, să nu crezi că partea materială este exclusă, dacă ești, mai ales dacă ești pe cale spirituală, pentru că aici văd ceva de misiune spirituală, da, pentru unii dintre voi. Nu înseamnă că banii sunt răi, nu respinge lucrul acesta, creează echilibru, banii sunt o energie. Hai să vedem mai departe. What else do they need to know, dear spirit? Oh my God! Nici dacă făceam popcorn nu era așa. Ia uite ce vine către voi. The door to value. Se deschide ușa către abundență în momentul în care intri în acest echilibru tu cu tine și în momentul în care îți dai voie să bați palma și să sădești acea sămânță pentru viitor. Wow! Foarte, foarte frumos! Și nu că se deschide numai ușa către abundență financiară, avem door to personal healing and happiness și vedem că se ajunge și la fericire și la vindecare. E pentru câțiva dintre voi. Asta este, așa a vrut spiritul să transmită, este pentru câțiva dintre voi care veți lucra, intra în acest parteneriat, dacă vă veți da voie, și prin acest parteneriat se ajunge și la vindecarea voastră personală, la echilibru și fericirea voastră personală și la abundență. Și hai să vedem mai departe despre ce e vorba. Hai să vedem. What is the nature of this for my crisis? Security, iată, îți spune, ești în siguranță, pentru că, nu știu, grija, frica unora dintre voi este să nu piardă niște chestii, să nu-și piardă această siguranță, e nevoia de siguranță, da, și de safety, de security. În fine, am vorbit pe toate limbile, mai contează. Și îți spune, nu, ești în siguranță și vei fi în siguranță, universul are grijă de tine. What else do they need to know, dear spirit? What else do they need to know? The finances and career, inner peace. Ia cătă. Vei găsi și tot doi sunt. Ca să nu ziceți că sunt nebună cu totul. Am eu niște hâțuri, dar nu. Tot în doi. Ceva se realizează în doi, da? Și se ajunge la această abundență, se ajunge la această siguranță și protecție de care aveți nevoie, se ajunge la acea vindecare. În doi, repet, e... Hai să vedem. Mă răzute niciună, dar scot eu niște sunete de numai nu. Hai să vedem despre ce este vorba. Stillness, iacătă. Stai acolo cu tine, liniște, este nevoie de liniște, liniște pentru că, nu știu, aici era cartea, da? Pentru că se vor transmite niște lucruri foarte, foarte importante. Sunt niște comunicări din partea spiritului care vor schimba macazul vieții tale dacă ai urechi să le auzi. Wonders, iată minunile, da? Sunt dincolo de frică, dincolo de ceea ce tu nu vezi în momentul de față, dar vedem că se va face claritate, se vor limpezi lucrurile acestea. Bun, și hai să vedem și din acestea micuțe, micuțe și drăguțe. What else do they need to know, my dear Pisces? Guides, iacătă, ghizii voștri spirituali. Și spune, ghizii tăi spirituali sunt aici să te ajute. Comunică cu ei în fiecare zi. Și am văzut că și ei vor să comunice cu tine. Foarte mare atenție la semne, pentru că veți fi ghidați către abundență printr-un parteneriat pentru unii dintre voi. Recharge, da? Reîncarcă-te. Exact cum băgăm telefonul în priză și spune please slow down. Eu ce v-am spus? Că unii dintre voi lucrați ca nebunii și ați obosit. Și spune te rog, încetinește, lasă-o puțin mai ușor. Nu este egoist să îți iei timp liber, să îți iei o pauză și să ai grijă de tine. Și haideți să vedem what else they need to know, dear spirit, what else they need to know. Și acum spune unii dintre voi, da, cu această carte a femeii principale,
care e pe cartea, pe secțiunea provocărilor, nu știu dacă am zis-o, dar dacă am zis-o, repet, asta e. Unii dintre voi sunteți părinți singuri și de aia trageți, 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 trageți ca să fie acolo tot, să fie acolo totul bine și îți spune, ia vezi cum faci cu lucrul acesta, e nevoie de odihnă, de reîncărcare. Pozitiv, iată-te pozitiv și spune în felul următor. Bucură-te de momentele pozitive din viața ta. Zâmbește, ca să-ți iei timp să te bucuri de ele și să zâmbești, știind că totul o să fie exact așa cum trebuie, totul o să fie bine, everything is going well, da? Totul decurge conform planului divin. Foarte interesant, aparte citirea voastră pentru finanțe și carieră, așa a vrut să vină, așa am transmis-o, dragii mei. Acestea au fost mesajele care au vrut să vină către voi pentru luna septembrie 2021, dragii mei peștișori. Dacă v-au plăcut, dacă au rezonat cu voi, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de like, share și subscribe și eu vă mulțumesc foarte, foarte mult. Aștept comenturile voastre ca de obicei în secțiunea de coment și până data viitoare când ne revedem, regăsim, reauzim la toate lucrurile minunate de pe acest canal. Știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc!